am stabilit până acum că viața la 20 de ani este una trepidantă și ar trebui să punem și câteva întrebări cheie unei tipe de 20 de ani prezentă aici în fața voastră. Hajar, cu dragostea cum stai? Glumiți, nu? prost. Foarte, foarte prost. Păi bune? Da, nu... Au fost niște relații eșuate, dar pe care nu le regret. Am învățat din fiecare câte ceva. Nu am, măcar cu experiențele să rămâne și cu... Spune-mi, te rog, o tipă, o femeie, o femeie din România care îți place în mod deosebit. Spune, fără frică. Stați așa să mă gândesc, ne enumerați câteva. Nu știu, le luăm din toate păturile, nu știu, de la Budeanca până la Albu, nu știu, eu știu ce... O femeie care îți place cum evoluează. Ai vreo femeie în cap? Nu. Un bărbat care îți place în România? Nu. Nici un bărbat? Nu. Nu e, adică fără supărare, da, sunt cu siguranță celebrități, cum să zic eu, oameni mai cunoscuți pe social media și așa, care dau sfaturi bune, sunt pe treaba lor, dar nu se zice că mamă. Adică ai deschis vreodată YouTube-ul și ai văzut pe cineva pe care l-ai urmărit o oră? Cristian Chifoi. Ah, Cristi Chifoi. Vrei să-ți fac conștiință cu el? A, ne știm! Da, ne știm! Dar cum v-ați cunoscut? Cristian Chifoi este un tip din Constanța, pentru cei care nu știu încă, care este super tare în online și pot să spun doar atât, că am lucrat mulți ani împreună, doar atât, pentru că nu vreau să... Nu, este meritul meu, Doamne ferește, vorbeam pe linie de autorizări cândva, dar tipul are o evoluție spectaculoasă și sunt absolut fascinat de ce face el. Cristian Chifoi este un bărbat singur, din ce am văzut eu. Da? Da. Da. Așa mi se pare. Nu știu, o să-l întrebăm. Este bine că zic. Știi că vă potriviți și el face un produs dulce de top în Constanța. Bubble Waffles, nu? Bubble Waffles, da. Ok, da? Ai văzut? E de succes. Da. Dar am făcut un clip pe YouTube cu el. Da? Da, tot așa, despre dulciurile mele. Da, a venit el la tine și te-a promovat? Nu. Am fost eu cu niște clătite care arătau fix ca bubble wafers-urile lui, doar că în miniatură. Și asta i-a plăcut lui, ideea asta de... E să-l inviți la tine să-i arăți ce faci, că tipul e ok și are foarte mult susținător și chiar câștigă bine pe chestia asta. Da, uite, mi-a dat un răspuns care chiar îmi place. Ce muzică îți place? Rapul. Da? Ce trupă? Ei, tot la rând? Nu trupă, ăștia din America. Da? Ăștia mai grei? Ăștia mai noi. Așa, dar eu ascult de toate, de fapt. Și clasic, și operă, și arabești, și turcești, și românești, și macedonești. Îmi plac și mie arabești, îmi plac la nebunie. Sunt câțiva soliști foarte tari în Constanța. Cum te-ai descurcat cu petrecerile în pandemie? Ai fugit? Ai fost after? Adică ai făcut petreceri de astea cu jaluzelele trase, cu interzise? Că s-a practicat în Constanța. Nu, am stat cu minte acasă. Vorbești serios? Deci, cât a fost perioada aia de pandemie în care toți am fost nevoiți să stăm acasă, am avut o relație pe atunci cu un băiat și ca să ne vedem, completam formularul ăla că mă duc la meditații. Da? Și nu te-au prins niciun polițist? Nu. Ai avut noroc. Da. Dar cât am stat acasă, mă ocupam să fac un site. Da? Da. Ce site? Site de rețete culinare. Și l-ai făcut? L-ai terminat? Nu. De e pe jumătate. Da, cam majoritatea lucrurilor sunt pe jumătate. Da, una dintre problemele pe care le întâlnim zilnic în relațiile noastre este că pornim foarte în forță atunci când avem o idee. Știi că e triunghiul la nebun. Idee,
Deci, da, până nu-l faci, este întâlnesc zilnic în viața mea aici, în birou unde filmăm, oameni care au milioane de idei, unele chiar foarte, foarte tari, care din păcate rămân într-un fel sau altul în suspensie. Chestia asta cu site-urile, cu rețetele, te-ar avantaja enorm, pentru că ți-ai face publicitate neconvențională. Este, eu cred că și ei, și multe ori oameni care fac dulce, nu prea luați în serios chestia asta cu publicitate. Știu că te ocupi, te-am văzut, însă să știi că se poate mult mai mult, se pot câștiga clienți și, pentru că ești în Tommy's 3, ești ok, într-un fel sau altul, există senzația că în Tommy's 3 acolo vezi, Doamne, există profit, dar hai să fim serioși. Despre clientul care ți intră în cofetărie, cum ești? Adică oamenii se așteaptă să vadă altceva? Te-am văzut uneori derutată, care... La început, da, intrau clienți vechi. Adică clienții vechi a cofetăriei anterioare. Exact. Care căutau tipicul, amandină, savarină, toate nebunile românești. Și când nu le vedeau în vitrină, plecau așa dezamăgiți. Acum ce vinzi mai mult? Ce se vinde mai bine acum? Ce să credeți? Astea arăbești. Arăbești, da? Da, ok. Deci am obișnuit clienții. Cum? Veneau în cofetărie, căutau produsele clasice și îi păcăleam cu astea arăbești. Da, gustați, da, vă rog, da, poftiți, dar nu mai știu cum. Și așa îi convingeam și chiar le plăceau produsele și reveneau. Adică, dar am muncit foarte greu ca să-i recâștig, ca să spun așa. Câte ore muncești pe zi? 10, 12 ore. Duminica? La fel. Nu există duminică. Deci, oameni buni, n-am întrebat-o degeaba. Există falsa impresie și răspund celor care mă întreabă aproape zilnic ce fac cu 10.000, cu 20.000, cu 30.000, cu 40.000, cu 50.000, cu 70.000, cu 100.000. Mai e câte un miștocar care mă întreabă ce face cu 2 milioane de euro. Oameni bune, în momentul în care te-ai hotărât să faci pasul de la angajat la angajator, eu am avut o ședință cu ea la început și ții minte ce te-am rugat, să facă pasul mental de la omul simplu la angajator, pentru că în momentul în care e așa sau nu? Și... ca să poți să pui o afacere de genul ăsta pe picioare, este foarte greu. În primul rând, ea schimbă niște mentalități. Imaginați-vă că ea vinde toate chestiile astea cu iz, cu miros, cu gust, spre arab, într-o cofetărie care a fost comunistă de la crearea ei, de când s-a făcut blocul acolo. A fost, nu? A fost o cofetărie. Imaginează o tipă 19-20 de ani, care încearcă să convingă un dinozaur ca mine să schimbe comanda de la ecler și savarină, nu? Nu e așa? Exact! Eu la un moment dat am venit și i-am spus, pui prea multă esență de trandafir, nu ți-am spus eu. Da? Nu? Ți-ai minte? Ce vrea asta de la mine? Vai! Nu? Așa a fost? Majoritatea oamenilor vor să schimbe gustul prăjiturilor tale, nu? Da! Dar... cum să zic eu, mă întreabă, dar ce esență conține? Vanilie sau rom? Mamă, îmi dau ochii peste cap. Doamne, trandafir și flori de portocal. Ba da, ai dreptate. Păi... Da, marea diferență dintre produsele astea ale noastre este că noi, hai să recunoaștem, mai ales în ultimii 50 de ani, am învățat să facem din rahabisă și trosnească, adică să facem lucruri cât se poate cu investiție cât se poate de mică, iar finalitatea trebuie să fie una cât se poate de... Discutăm imediat și despre asta. Tot vorbim despre relația preț-produs. Spune-mi, te rog, cum faci cu meteagna asta noastră de a vrea mult și ieftin? Că produsele tale nu sunt întotdeauna cele mai ieftine, trebuie să recunoaștem, nu? Care este reacția oamenilor când cer pe un produs prețul real? Adică
Cum facem? Cum facem? Cum te simți? Cum ești acolo? Da, având în vedere că ce nu vor să înțeleagă clienții este că dulciurile arăbești nu au cum să conțină premixuri. Nu au cum. Iartă-mă, este prima oară când întrerupt, este o greșeală, mai ales că vorbesc cu o femeie. Oameni buni, ceea ce face ea nu are nicio legătură cu rețetele clasice în care se bagă fel și fel de euri, de beuri, de euri, de deuri, de dedeuri. Nu. Produsele ei, manufacturiere, că mie așa îmi place să spun, că o văd că e acolo totdeauna cu saloanele ei pe acolo, că sunt mai multe încăperi. Aș vrea să-mi spui, te rog, dar cinstit, produsele astea ale tale, care au un termen de valabilitate prestabilit, am văzut că mi-ai spus 24 de ore, mai mult de atât nu pot să le duc pentru că am produse. Ce conțin de fapt? La ce produs vă referiți acum? Bine, chestiile alea în care le faci tu... Deci, hai să începem cu ce am pornit. Da. Am pornit cu două produse și de acolo am înmulțit. E o ruladă pe care toată lumea o îndrăgește. Toată lumea. Cum se numește? Halawat el Jubun. Rețineți. Înseamnă dulcele brânzei. Brânza fiind mozzarella. Okay. Deci rulada asta are învelișul din mozzarella și griș, cu esență de trandafir și flori de portocal, iar înăuntru este umplută cu cremă de lapte, cașta, tot specifica răbească, tot cu esență de trandafir și flori de portocal. Servită cu sirop, cu fistic, cu petale de trandafir, e specialitatea casei. Aceeași cremă din rulată este folosită și în mini clătituțele alea pe care le-am postat eu la început, îmbrăcate în fistic. Adică produsele orientale se bazează foarte mult pe esența de trandafir, de flori de portocal și fistic. Deci folosesc la fistic, la greu. Ok. Și celelalte materiale, celelalte subproduse nu conțin chimicale, spui tu? Nu. Nu, deci produsele orientale nu, deci sunt efectiv făcute ca acasă. Și de aici un preț. De la zero. Și de aici un preț. Un preț puțin mai mare decât... Puțin mai mare pentru că și ele sunt costisitoare. Na, fisticul... e mai ușor să și mai ieftin să cumperi premix decât să... Nu era aici dacă vindeai premix, stai niștit. Nu te invitam dacă veneai cu glumițe de astea, știi foarte bine că sunt extrem de pretențios. Da, trebuie să recunosc că am fost la ea în laborator și dincolo de a vedea, la ea e un fel de tiparniță. Am mai întâlnit modul ăsta de lucru atunci când am intrat în tipografie, pe ziare clasice, știi că poate știți, poate nu știți, ziare înainte se alegeau litere cu litere din plumb, se puneau pe o linie și se tipăreau litere. E cam așa, adică fiecare produs care iese la linie, cum spun eu, trece întâi printr-un un proces individual, adică fiecare bucățică de aia este într-un fel sau altul mângâiată, preparată, aranjată, fiecare chestie de asta este și de aici probabil și, adică tu nu faci de linie, nu faci chestii industriale, asta trebuie să înțeleagă lumea, nu faci, exact. N-ai 20 de coptoare în care bagi eclerele sau congelate sau ceva de genul. Totul de la zero. Totul este de la zero și cu termen de valabilitate foarte, foarte mic. Iar o să vorbim foarte serios. Generezi profit? Nu. Nu? Nu ești pe profit? Nu. Încă nu. Încă și nu. Sunt ok cu ideea. Încă sunt ok cu ideea pentru că orice business la început are nevoie de sacrificii, de foarte, foarte multă muncă, nopți nedormite, timp non-stop petrecut acolo, nicăieri altundeva, și răbdare. Deci să fii perseverent, să nu... Astea pare imposibil. Deci la început pare imposibil, e un vis imposibil, dar în timp cu munca și cu... Adică pe mine una mă satisface când muncesc. Deci îmi place munca. Eu dacă nu muncesc o zi, mă simt de parcă, nu știu, a trecut ziua inutil. Și mă simt inutilă. Nu percep. Probabil am luat de la nemți chestia asta. Țin minte că am intrat la tine în cofetărie undeva prin luna decembrie
Și am întrebat-o pe vânzătoarea unei hajea și mi-a spus că ești bolnavă. Și după aia ți-am dat telefon, urma să avem noi o chestie de stabilit acolo. Și mi-a spus, nu, eu vin că sunt... Și am zis, băi, fată, ești bolnavă, stai acolo unde ești. Nu, eu vin, mă duc. Nu. Adică, știi ce se întâmplă? Există și un mare risc. Voi cei care v-ați învățat să le faceți pe toate, în timp real, voi și numai voi, în momentul în care se întâmplă, Doamne ferește, să există un dezechilibru sau în lipsa voastră este una, cum să spun, greu de acceptat, începe să scadă și afacerea. Și de aceea, cred că va trebui să înțelegi că viața asta are și probleme. Adică, din punctul meu de vedere, mi s-a părut inoportun să vii de acasă bolnavă fiind. Bine, nu era COVID, nu era IRA, aveai o stare mai nasoală. Însă, iată, iar este un subiect pe care trebuie să-l dezvoltăm odată, dincolo de multiple bariere pe care le întâlnește un tânăr, o tânără, atunci când chiar tu o vede, voi o vedeți că ea lucrurile atât de în serios, e mult prea serioasă. Adică ea îmi spune mie că trebuie să mai și râdem, dar ea este mult mai serioasă în explicație chiar decât mine, nu? Bun. Și atunci spun, ne-am învățat să le facem pe toate. E mai româncă decât credeți. Adică dacă ea nu e acolo, are senzația că gustul, că mirosul, că imaginea nu este cea care este cerută de voi. Ai o comunitate? Adică te regăsești în altă... aveți, în afară de a fi româncă, să dea, mai ai aderat, mai ești undeva? Nu. Nu. Nu, eu sunt prietenă cu toată lumea, vorbesc cu toată lumea, nu. Că până la urmă... suntem toți oameni, nu... Ai atacat și chestia asta cu candy bar-ul, cu nunțile, cu petrecerile, ai ținut cont de chestiile astea, că este o paletă, totuși ești foarte aproape de Mamaia. Da. Constanța are peste 300 de mii de locuitori, deci... De acum încolo. Pentru da? Că, na, astăzi ne pregătim pentru asta? Zile... Îmi promis că ne pregătim? Da, clar! Este... candy bar oriental. Da, uite, o idee super tare. Sunt o grămadă de turci, de tătari, de nu neapărat numai... Da, și plus că și românul... Deci credeți-mă că am mai mulți clienți români. Da. Pentru că românul e pofticios. Vrea da? Să încerce, să vadă, să guste el acolo. Să... Așa? Ok. Bun, dacă ar fi să ți se îndeplinească o dorință, să spunem că îți spui o dorință acum aici, la mine, care ar fi dorința care ai dorit să ți-ar plăcea să îndeplinească prima dintre dorințele tale? Care ar fi o dorință pe care ai dori să o vezi împlinită? Să pot să-mi văd surorile mai micuțe împlinite și să nu își simtă lipsa tatălui. Pentru că eu încerc să acoper chestia asta, eu împreună cu mama mea, încercăm să acoperim chestia asta și financiar, și moral, și psihic, și absolut. Dar surorile tale unde sunt? Cu mama mea. Da? Da. Și mama ta ești necăsătorită acum? Necăsătorită, da. Am singurică. Și tu încerci să... Încerc să umplu golul acela, pentru că știu că ce înseamnă. Știu că ai două surori. Este prima oară când aud. Foarte tare. Este... Și le mai susții, le mai ajuți material, nu? Eu tot ce fac, fac pentru ele, de fapt. Deci, de la afacere, la medicină, la absolut tot, este că vreau să nu simtă lipsa la absolut nimic. Deci dorința ta ar fi ca surorile tale să nu simtă prezența unei persoane și nici lipsa materială. Exact. Mai ai timp să te ocupi de tine? Te duci la sală? Cum faci? Sau nu e necesar după ce stai atâtea ore în picioare? Vreau să mă apuc de sală, de luni. De luni. Vei zica minciuna. Deci la voi tot cu minciuna merge, nu? De luni. Da, așa. Uite, îți recomand eu o sală bună la Dani Grigore, dacă vrei să fac cunoștință cu el. Are o sală în centru și, lăsând gluma la o parte, Dani are un centru de sănătate, adică are și psihoterapeut, soția lui, are și nutriție, te ajută foarte tare și poate face o combinație, pentru că tu vinzi produse ok, îți fac cunoștință cu el și un tip super ok. Eu și fata mea și soția mea, fata mea cea mică și soția mea sunt la el și vreau, vin acasă rupte, zici că sunt Robocop, așa, n-au nicio chestie. Spune-mi, te rog, ce simți cel mai tare lipsa? Ce lipsa ai? Adică, dincolo de cea materială care o avem cu toți. Spune-mi, te rog, care este cel mai mare gol? Ai vreo trăire? Poate e ceva care
ai vreun gol care crezi că îl umpli mai greu? Adică e o problemă personală? Da. Recunosc că ca fapt divers, tatăl meu a decedat acum câțiva ani. Dumnezeu să-l odihnească. Era, ce era tatăl tău? Sirian. Sirian. Și e ok ce zic, da? Adică cum se zice la voi atunci când decede? E bine ce am zis? Condoleanțe! Condoleanțe, tatăl, da? Că nu știu cum să nu greșesc, știi? Dar oricum, adică, părinții mei au divorțat de când am fost mică și nu... A fost un șoc, un impact foarte mare asupra mea când s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Și din cauza asta, cum să zic eu, și chiar mă oftică lucrul ăsta, că din cauza lipsei tatălui, noi fetele, nu numai eu, noi fetele tindem să o căutăm în dragoste. Dragostea aia de tată, încercăm să o Să regăsești un tată într-un bărbat partener. Exact. Nu, dar asta să știi că am să te contrazic puțin. Asta o fac toate fetele. Într-un fel sau altul, primul model pe care îl iau fetele este tatăl. Da. Se întâmplă atât de des. Golul ăsta, da, pot să dezvolt sau te deranjez? Da, tatăl da, tău, știu că de foarte multe ori a fost nedrept cu tine. Da, da. Deci pot să vorbesc asta? Da, da. Mi-a fost frică să deschid subiectul ăsta. Nu, de ce? A fost destul de mult prea bărbat, ca să spun, mult prea ferocică, da? Da. Asta pentru că așa era religia la voi sau el era ieșit din cotidian? Adică cum? Nu, că până la urmă nu cred că este vreo religie care să zică taților sau bărbaților, băi, fiți duri, fiți răi, fiți... Nu! Depinde de la persoană la persoană. El a fost o persoană mai rece, mai... Da. Păi, tu cauți o persoană absent mai rece acum, să înțeleg? Poftim? Tu cauți o persoană mai rece acum? Nu. Da, este tipic feminin. Trebuie să recunosc că și eu am trecut prin aceleași aventuri și iată similitudini. Și tatăl meu a fost destul de rece, prin aceeași poveste am trecut și eu. Nu neapărat față de mine, am fost atât de supărat încât... poate sună ciudat ce spun, dar au o perioadă foarte lungă, nici măcar n-am vrut să știu unde este înmormântat. Poate sună trist, poate sună, dar a fost prea mare trauma. Din păcate, lasă urme atât de adânci încât de foarte multe ori repetăm greșelile lor. Așa este. Așa este. Chiar așa este. Da. Din păcate... Dar, da, și cam asta a fost cu... lipsa tatălui, adică și din cauza asta nu vreau ca surorile ce, mele ce vârstă au? 8 și 7 anișori. Mamă, să le dea Dumnezeu sănătate și să vă fie bine. Vrei să le chemi aici în România sau? Nu. Da, lasă-le acolo, nu, că este ok. Lasă-le acolo, că bun, sunt bine. Vreau să te întreb ceva. Eu știu. Nu vreau să fac pe prost. Eu știu unde te găsesc. Bulevardul Tomis. Ce număr ai acolo? 314 în 2003, da? Da. Ok, ai un site, ai o pagină, ai ceva? Da. Am să te rog să le dai regizorului și să le afișăm pentru că este ok și a pierdut totuși o oră și un pic cu noi. Da, tipul, de fapt, să știți că ne gestionează timpul, el ne face semne, e multe, puțin și noi suntem într-un fel sau altul obligați să respectăm ce ne spune el. Este un profesionist și pe tine am să te rog ca la final să afișezi, pentru că ai venit cu o grămadă de aparatură și vreau să-ți mulțumesc. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care acceptă invitația mea. Poate în seara asta mi s-a părut că am tăcut prea mult. Eu știu mai multe decât ea, mai multe despre ea. Din bun simț nu vreau să spun, știu doar că este foarte puternică. Știu și sunt mândru și vreau să-i mulțumesc pentru că a acceptat invitația mea. Mulțumesc eu. Cu drag. Și vreau să o asigur de tot ajutorul meu, așa cum pot eu. Timpul este... Trebuie să recunosc că am fost de câteva ori acolo, am făcut ce am putut eu, măcar atunci când am simțit că ai nevoie de mine. Însă tineri ca ea, absolut special. Tineri care se luptă cu statul,
cu clienții în sensul constructiv, pentru că nu este ușor ca la 20 de ani să gestionezi o afacere de genul ăsta. Apoi cu agresivitatea masculină. N-am să vorbesc prea mult aici, că iar intrăm într-un domeniu care deranjează oameni care par familiști, care par intelectuali. Oameni care par prietenoși, iar la final... Iar la final... Dezamăgiri, alte intenții. Nu? Da, se întâmplă des asta, nu? Foarte des. Să nu uităm. Deci... Curaj, te rog, curaj. Te rog. Deci, domnul Cosma, mă ofti că am 20 de ani, mă credeți? De ce? Pentru că nu ești luat în serios la vârsta asta. Pentru că eu am de-a face numai cu oameni maturi, de 30 plus. Pentru că ăsta e domeniu. Nu o să găsești niciodată, sau mă rog, niciodată, rar găsești în domeniul antreprenorilor 20, 21, 22. Mai răruți. Ei, și am de-a face fie la instituții, fie ca și clienți, fie ca și în dragoste chiar, și în vecini, și în absolut tot. Adică nu sunt luată în serios datorită vârstei. Dacă îmi stau de vorbă cu mine, e altceva. Descoperă că nu am chiar mentalitatea aia de tânăr la 20 de ani, dar totuși mă oftic că am vârsta asta, că nu sunt luat în serios. Ți minte că ți-am reproșat că ești prea tematurizat prea repede. Ți minte în discuții noastre? E corect! Bun, dar stai puțin că până la urmă planeta îți aparține. Adică nu faceți greșeala, dragilor, puștoaicilor, femeilor, copiilor, adolescenților, nu faceți greșeala să intrați în corul dictat de un dirijor orb. Transformați-vă în cei care vă dirijează existența. Și am să-ți dau și un exemplu clar. Dacă tu îmi spui că ăla care nu te ia în serios, că e profesor universitar, nu vreau să intru în amănunte, că e meditator, că este antreprenor, că este cel care îți plătește ție chiria, vei înțelege despre ce vorbesc. Deci nu există entitate mai puternică ca tine. Pentru că oamenii se simt nevoia să te schimbe, se simt nevoia, da. Oamenii, aproape zilnic întâlnim oameni care vor să schimbe destinul tău, să spună cât de slăbuță ești sau cât de gras ești sau cât de multe făceai, fără să pună absolut nimic în schimb. Draga mea, te rog ceva, rămâi așa. Nu te schimba, indiferent cât de Cosma vin, indiferent câte studii au, câte masterate și au, indiferent ce vor de la tine, rămâi așa. Am să te rog să închei tu în acest podcast așa cum vrei tu, pentru că eu nu vreau să mai vorbesc. Vorbește tu. E cum să-l închei? Cu un sfat? Cu ce? Cum vrei tu. Ești liberă să faci absolut ce vrei. Minutele astea ți-aparțin și vorbesc foarte serios. Vreau să le urmăresc după ce se montează. Vreau să văd ce spui, fără să pun greutate. Sunt minutele tale. N-am făcut asta niciodată. Hai să începem. Cu sfârșitul. Cum spuneam, deci societatea nu poate să fie schimbată niciodată. Societatea mereu va rămâne o scârbă. Da. Direct. Nu trebuie să ne mulăm pe baza ei. Nu trebuie să facem pe placul nimănui, că până la urmă fiecare dintre noi cred că muncim ca să ne hrănim familiile, nu imaginea publicului. Așa mi s-ar părea normal. Cum să zic eu, fiecare dintre noi trebuie să fim naturale. Nu trebuie să ajungem la standardele sau așteptările societății, pentru că lumea va fi, a fost, este și va fi mereu veșnic nemulțumită. Deci poți să fii pe plac la 9 persoane și nu o să fii pe placul la a 10-a persoană. Nu există. N-ai cum să fii pe placul tuturor. De-aia nici nu trebuie să punem la suflet lucrul ăsta. Rămânem nebune. Un sfat pentru cei de 20 de ani? Rămâneți tineri. Cum să zic? Nici nu știu cum să o spun. Spune-o ca și cum ai vorbit cu tine în oglindă. Rămâi tu. Deci rămâi tu, natural, așa cum ești, pentru că nu încerca să te schimbi pentru nimeni și nimic, că nu merită.
Și, și un sfat foarte mare, niciodată să nu-ți faci așteptări de la absolut nimeni. Nici măcar de la familie. Absolut nimeni. Singura așteptare trebuie să o faci din partea ta, tu ești competiția ta, întotdeauna. Niciodată nu trebuie să te compari cu altcineva, să fii în competiție cu, cu aia, cu ăla, că aia e mai bărmasă, aia e mai frumoasă, ăla e mai așa. Nu, fiecare cu... Mi-a spus o vorbă foarte frumoasă, că lumea are destul loc... E loc sub soare pentru toată exact. Lumea. Exact. O vorbă românească. Și de aia zic că... Dar tind să subliniez chestia asta cu așteptările. Pentru că de foarte multe ori o să rămâi dezamăgit dacă ai așteptări față de oricine. Și din cauza asta bazează-te pe tine, că tu ești cea mai de încredere persoană. Dar cu așteptările tale față de tine cum rămâne? Păi tocmai că trebuie să lucrezi la chestia asta mereu. Adică trebuie să ai în fiecare zi măcar 10 minute în care să te reculegi. Tu ai 10 minute ale tale? Chiar da. Ai? Da. Tu cu tine, în care să meditezi, să reflectezi toate ideile, ce s-a întâmplat astăzi, cum să faci, cum să... soluții. Așa, chiar ai 10 minute ale tale în fiecare zi? Da. Dar de ce nu trebuie să-ți faci? Nu, dar este prima oară când aud de la cineva direct că spune că își permite sau are luciditatea să facă o pauză în tot și în toate un flash mob de 10 minute pentru el. Este absolut halucinant și îmi place ce spui. De ce? Pentru că nici eu nu reușesc întotdeauna să... Nu am uitat să respirăm. Nu am uitat să privim cerul. Am început să descoperim cerul uitându-ne după rachete. Am descoperit marea uitându-ne după plastic. Este absolut halucinant. Nu, părerea mea este că noi facem probleme din, ne facem probleme din orice. Ne stresăm prea mult când am putea să gândim foarte limpede, pentru că până la urmă singurele probleme serioase sunt cele de sănătate. Pentru că sănătatea e cea mai importantă până la urmă. Absolut halucinant. Asta îmi spune o tipă de 20 de ani. Primez lecții în această seară de la o tipă de 20 de ani. Poate ați înțeles esența. O spun doar atât. Mulțumesc. Mulțumesc și eu.